Bun venit! Vă propun un exemplu de organizare a unei activități de învățare pentru tema din programa școlară Operații cu șiruri de valori, algoritm de bază pentru șiruri de valori, din cadrul unității de învățare Algoritmi. Această resursă se adresează cadrelor didactice. Activitatea se poate desfășura în laboratorul de informatică dotat cu acces la internet și videoproiector sau online utilizând orice aplicație care permite partajarea ecranului. Pentru implementarea în limbajul de programare Python a algoritmilor discutați, poate fi utilizat mediul de programare TONY sau un mediu de programare online. Pentru prezentarea și explicarea aplicațiilor propuse, vă propun un timp total de lucru de 40 de minute. Profesorul reamintește elevilor structura repetitivă cu test inițial și implementarea acesteia în limbajul de programare Python, iar în etapa următoare propune spre rezolvare probleme ce utilizează noțiunile prezentate anterior. Din cele 40 de minute, vă propun ca timp de 10 minute să prezentați elevilor filmul pe care îl regăsiți în linkul afișat pe ecran și pe care, de altfel, l-am inserat și în slide-ul următor. Bine ai venit la o nouă lecție de informatică și TIC pentru clasa 8-a. Astăzi vom descoperi împreună cum putem construi algoritmi elementari pentru prelucrarea valorilor unui șir numeric. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n și un șir de n numere întregi nenule. Programul va afișa pe ecran mesajul: termenii șirului au același semn în cazul în care toți cei n termeni ai șirului au același semn. Sau mesajul: termenii șirului nu au același semn în caz contrar. De exemplu, dacă n egal cu 4 și elementele șirului sunt 1, 2, 3, 4, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se va afișa mesajul: termenii șirului au același semn. În cazul în care n egal cu 5 și elementele șirului sunt 1, minus 2, 3, minus 4, și 5, atunci în urma execuției programului pe ecran se va afișa mesajul: termenii șirului nu au același semn. Pentru rezolvarea problemei se utilizează variabila întreagă n, în care vom citi de la tastatură o valoare de intrare reprezentând numărul de termeni ai șirului. Se utilizează variabila x, în care vom citi pe rând toți termenii șirului, și variabila OK, care va fi inițializată cu valoarea 1. Se citește în variabila X prima valoare a șirului și dacă aceasta este una strict pozitivă, atunci valoarea variabilei S va fi 1, iar în caz contrar va fi egală cu minus 1. Se citesc pe rând în variabila X celelalte valori ale șirului, cât timp valoarea variabilei OK rămâne egală cu 1. În cazul în care valoarea curentă a variabilei x este strict pozitivă și toți termenii anteriori au fost negativi, sau când valoarea curentă a variabilei x este strict negativă și toți termenii anteriori au fost pozitivi, se modifică valoarea variabilei OK la 0 și se oprește citirea următorilor termeni din șir. La finalul programului, dacă valoarea variabilei OK a rămas 1, atunci nu a fost întâlnit niciun caz nefavorabil și mesajul afișat pe ecran va fi: termenii șirului au același semn. Dacă valoarea variabilei OK a devenit 0 pe parcursul citirii elementelor șirului, atunci se afișează mesajul: termenii șirului nu au același semn. La execuția programului, dacă pentru variabila n se citește de la tastatură valoarea
4, iar termenii șirului sunt 1, 2, 3 și 4. Mesajul afișat de program este: termenii șirului au același semn, iar la o nouă execuție, dacă valoarea citită pentru variabila n este 3, iar termenii sunt 1, minus 1, se observă că se finalizează citirea și mesajul afișat direct este: termenii șirului nu au același semn. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n și un șir de n numere întregi. Programul afișează pe ecran mesajul da, în cazul în care toți cei n termeni situați pe pozițiile pare din șir au valori pare și mesajul nu în caz contrar. De exemplu, dacă n egal cu 4 și elementele șirului sunt 1, 2, 3 și 4, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează mesajul da, deoarece pe pozițiile pare ale șirului se găsesc valorile 2 și 4, care sunt valori pare. La o nouă execuție, dacă pentru n introducem valoarea 5 și elementele șirului sunt 1, minus 2, 3, 7 și 5, atunci mesajul afișat în urma execuției programului va fi nu, deoarece pe pozițiile pare regăsim valorile minus 2 și 7. Pentru rezolvarea problemei vom utiliza o variabilă întreagă n, în care vom citi de la tastatură o valoare de intrare reprezentând numărul termenilor șirului. De asemenea, vom folosi variabila întreagă x, în care vom citi pe rând toți termenii șirului, și variabila ok, care se inițializează cu valoarea 1. Se citesc pe rând în variabila x cele n valori din șir. Pentru identificarea poziției în șir a unui element, se utilizează expresia i plus 1, unde i este variabila contor din structura repetitivă for. Dacă i plus 1 are o valoare pară și variabila x are o valoare impară, atunci rezultă că am identificat un termen impar al șirului pe o poziție pară și atunci valoarea variabilei ok devine 0. La finalul programului, dacă valoarea variabilei ok a rămas 1, atunci nu au fost întâlnite cazuri nefavorabile și, deci, mesajul afișat va fi da. Dacă valoarea variabilei OK a devenit 0 pe parcursul citirii elementelor, atunci mesajul afișat va fi nu. La execuția programului, dacă pentru variabila n se citește valoarea 4, iar termenii șirului sunt 1, 2, 3 și 4, se observă că pe poziții pare avem valori pare și mesajul afișat va fi da. La o nouă execuție, pentru n egal cu 5 și valorile citite 1, minus 2, 3, 7 și 5, mesajul afișat este nu, deoarece pe pozițiile pare regăsim și valori impare. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n și un șir de n numere întregi. Programul afișează pe ecran mesajul: termenii șirului au aceeași paritate, în cazul în care toți cei n termeni ai șirului au aceeași paritate, și mesajul: termenii șirului nu au aceeași paritate în caz contrar. De exemplu, dacă n egal cu 4 și elementele șirului sunt 1, 3, 5 și 7, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul: termenii șirului au aceeași paritate. La un alt exemplu, dacă n egal cu 5 și elementele șirului sunt 1, 2, 3, minus 4 și 5, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul: termenii șirului nu au aceeași paritate. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritme elementari care prelucrează valorile unui șir numeric.
timp de 10 minute, elevii urmăresc modalitatea de rezolvare rezultată dintr-o evaluare încrucișată între colegi, conform solicitării profesorului. În perechi, fiecare elev explică colegului de bancă algoritmul identificat de el și implementarea acestuia în limbajul de programare Python. Activitatea continuă pentru încă 10 minute cu prezentarea algoritmului de rezolvare pentru problema propusă anterior, în situația în care elevii nu au identificat un astfel de algoritm. Prezentarea aplicațiilor propuse pentru exersarea noțiunilor noi dobândite se regăsește în filmul de la adresa prezentată pe ecran și pe care l-am inserat și în slide-ul următor. Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare Python! Astăzi vom descoperi împreună cum putem construi algoritmi elementari care prelucrează valorile unui șir de numere. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n și un șir de n numere întregi cu cel mult 4 cifre fiecare. Programul afișează pe ecran suma valorilor strict pozitive din șir, precedată de un mesaj informativ, sau mesajul șirul nu conține termeni strict pozitivi, în cazul în care nu există valori strict pozitive în șir. De exemplu, dacă n egal cu 4 și elementele șirului sunt 1, minus 2, 3 și 4, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează suma termenilor strict pozitiv este 8. Dacă numărul de valori din șir este 5 și elementele șirului sunt minus 1, minus 1, minus 3, minus 3 și minus 5, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul șirul nu conține termeni strict pozitivi. Pentru rezolvarea problemei vom utiliza variabila n în care vom citi de la tastatură o valoare de intrare reprezentând numărul de termeni ai șirului. Se utilizează variabila întreagă x în care vor fi citite pe rând de la tastatură valorile șirului. Se folosește instrucțiunea repetitivă cu număr cunoscuți de pași for. La începutul programului se declară variabila s și îi se atribuie valoarea 0. În cadrul structurii for se verifică pentru fiecare valoare citită în variabila x dacă este strict pozitivă. În caz afirmativ, la valoarea variabilei s se adaugă valoarea variabilei x. La finalul algoritmului, se verifică dacă valoarea variabilei s este diferită de 0, caz în care se afișează mesajul suma termenilor strict pozitiv este și valoarea variabilei s, iar în caz contrar se afișează mesajul șirul nu conține termeni strict pozitivi. La execuția programului, dacă pentru n se citește valoarea 4 și termenii șirului sunt 1, minus 2, 3 și 4, mesajul afișat va fi suma termenilor pozitiv este 8. La o nouă execuție, dacă n egal cu 5 și termenii șirului sunt minus 1, minus 1, minus 3, minus 3 și minus 5, mesajul afișat va fi șirul nu conține termeni strict pozitivi. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n și un șir cu n numere întregi cu cel mult 4 cifre fiecare. Programul afișează pe ecran numărul valorilor impare de pe pozițiile pare din șir, precedat de un mesaj informativ, sau mesajul șirul nu conține valori impare pe poziții pare, în cazul în care nu există valori impare pe poziții pare în șir. De exemplu, dacă numărul valorilor din șir este 4 și elementele șirului sunt 1, 1, 3 și 4, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul numărul valorilor impare de pe pozițiile pare din șir este 1, există numai valoarea 1 aflată pe poziția pară
2 în șir, iar dacă pentru o nouă execuție numărul valorilor din șir este 5 și elementele șirului sunt 5, 6, 7, 8, 9, mesajul afișat pe ecran va fi: șirul nu conține valori impare pe poziții pare. Pozițiile pare din șir sunt 2 și 4 și sunt ocupate de valori pare. Pentru rezolvarea problemei vom utiliza o variabilă întreagă n în care vom citi de la tastatură o valoare de intrare reprezentând numărul de termeni ai șirului dat. Se folosește o variabilă întreagă x în care vor fi citite pe rând de la tastatură valorile șirului și variabila nr în care vom contoriza valorile impare ale șirului situate pe poziții pare. Pentru identificarea poziției în cadrul șirului al unui element citit de la tastatură se utilizează expresia i plus 1, unde i este variabila contor din structura repetitivă for. Dacă i plus 1 are o valoare pară și variabila x are o valoare impară, atunci rezultă că am identificat un termen impar al șirului pe o poziție pară și atunci valoarea variabilei nr crește cu o unitate. La finalul programului, dacă valoarea variabilei nr este diferită de 0 și deci au fost identificate valori impare pe pozițiile pare din șir, se va afișa mesajul: numărul valorilor impare de pe pozițiile pare din șir este și valoarea variabilei nr. În cazul în care valoarea variabilei nr este egală cu 0, se va afișa mesajul: șirul nu conține valori impare pe poziții pare. La execuția programului, dacă pentru variabila n se citește de la tastatură valoarea 4 și elementele șirului sunt 1, 1, 3 și 4, numărul valorilor impare de pe pozițiile pare din șir este 1, la o nouă execuție, dacă n egal cu 5 și elementele șirului sunt 5, 6, 7, 8 și 9, mesajul afișat de program va fi: șirul nu conține valori impare pe poziții pare. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n și un șir de n numere întregi cu cel mult 4 cifre fiecare. Programul afișează pe ecran suma valorilor negative din șir sau mesajul: șirul nu conține valori negative în cazul în care nu există valori negative în șir. De exemplu, dacă numărul de valori din șir este 4 și elementele șirului sunt 1, minus 2, 3 și minus 4, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează valoarea minus 6, iar dacă n egal cu 5 și elementele șirului sunt 5, 6, 7, 8 și 10, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează mesajul: șirul nu conține valori negative. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritme elementari care identifică și prelucrează valorile unui șir numeric. Timp de 10 minute, elevii urmăresc modalitatea de rezolvare rezultată dintr-o evaluare încrucișată între colegi, conform solicitării profesorului. În perechi, fiecare elev explică colegului de bancă algoritmul identificat de el, precum și implementarea acestuia în limbajul de programare Python. Pentru obținerea unui feedback rapid, se testează soluțiile oferite utilizând un mediu de programare specific limbajului de programare Python. După caz, profesorul oferă explicații suplimentare la sarcinile de lucru unde elevii au întâmpinat dificultăți sau au greșit în mod sistematic.